Bine ați venit la un nou episod din episoadele MedStory, care sunt o mică încercare de emisiune medicală online. Trei părți în această emisiune de azi. În prima parte vreau să discut în continuare un pic, vreau să mulțumesc persoanelor care au comentat la ultimul episod de săptămâna trecută în care discutam despre renunțarea la fumat. De asemenea, în partea a doua vreau să discut despre un articol științific foarte important care a apărut într-o revistă americană extrem de bine cotată și în partea a treia, o întrebare frecventă pe care o primesc este sau nu este ceva de la plămâni? Rămâneți aici în continuare și le abordăm rând pe rând. În prima parte, după cum v-am promis, discutăm despre câteva comentarii pe care le-am primit pe acest canal legate de ultimul episod despre renunțarea la fumat. Și avem aici un comentariu de la doamna Petre, care spune că a fumat timp de 30 de ani de zile, un pachet pe zi, și a reușit să se lase de tot de 7 ani de zile. Vă felicit! Sunteți extraordinară! Dacă ați reușit să faceți asta, este extraordinar! Și pentru toți ceilalți care se uită, se poate. Și cum a spus doamna Petre, prima săptămână a fost cea mai grea. Asta am menționat și în videoclip. Și asta spun și datele științifice, că prima săptămână, sevrajul, pofta de țigară este cea mai mare, dar apoi devine din ce în ce mai ușor. Apoi, doamna Diu, care ne spune că nu reușește să se lase de fumat și motivul este pentru că este înconjurată de persoane care fumează și într-adevăr este foarte, foarte greu și trebuie să conștientizăm că este o mare piedică în renunțarea la fumat faptul că persoanele din jurul nostru continuă să fumeze, dar trebuie să avem totuși tăria de caracter și să încercăm pentru că sigur se poate și eu vă spun să continuați eforturile pentru că sigur cred că veți reuși. Apoi, domnul Coșenaru, cred că așa se pronunță, îmi pare rău, nu am diacritice și dacă vă pronunț numele greșit, îmi pare rău, dar domnul ne spune că s-a lăsat după 8 ani de fumat și nu mai fumează de 10 ani de zile. Din nou, felicitări, extraordinar. Deci se poate, doamnelor și domnilor, se poate să vă lăsați de fumat dacă doriți. Apoi, doamna Lesenciuc ne spune că a reușit să se lase dintr-o dată în 2015, fără niciun ajutor. Extraordinar. Dar a spus că motivul pentru care s-a lăsat a fost pentru că a dezvoltat o durere în piept și era frică de ce putea să fie acea durere. Și este o temă comună. Mulți oameni se lasă din acest motiv pentru că apare o afecțiune, o boală și conștientizăm că trebuie să ne lăsăm de fumat. Foarte bine, vă felicit că ați reușit. Apoi, cred că domnul Margău, cred că așa se pronunță, ne spune că a făcut o pneumonie în urmă cu 6-7 săptămâni și de atunci s-a lăsat de fumat. A mai încercat și în trecut, dar ne spune că problema este că are un obicei destul de semnificativ pentru că fuma 2 pachete pe zi și este greu să renunțăm de la această cantitate de țigări la zero. Și ne spune foarte clar domnul Margău că fumatul pentru el era asociat cu alte activități și este important să conștientizăm aceste lucruri. Ne spune domnul Margău că el fuma când vorbea la telefon, când conducea, când își bea cafeaua. Lucruri de acestea, trebuie să le identificăm acești factori care sunt asociați cu fumatul și să încercăm ușor, ușor, în fiecare zi, să schimbăm un pic, un pic obiceiurile noastre pentru a scăpa de tot. Domnule Margău, vă urez succes, sper să reușiți să vă lăsați de data asta de tot. Și mai multe persoane au spus în comentarii că motivul financiar a fost de asemenea foarte important, pentru că într-adevăr este un viciu destul de costisitor și economisim mulți bani dacă ne lăsăm de fumat. Da, de acord, este un motiv în plus, dar să vreau să adaug doar că nimic nu e mai scump decât sănătatea. Adică indiferent câți bani dăm pe țigări, la un moment dat pe doctori și pe medicamente și pe explorări vom da mult mai mulți bani. Deci cel mai bine dacă reușiți să vă lăsați este mult, mult mai bine. Și am vrut să menționez aceste comentarii pentru că mi s-a părut extraordinar. Sunt oameni care încearcă să se lase, sunt oameni care nu reușesc, sunt oameni care au reușit. Deci dacă există oameni care au reușit să se lase, sigur puteți și dumneavoastră dacă fumați. Și dacă știți pe cineva care fumează, încurajați-l, pentru că doar cu încurajări reușim. În partea a doua vreau să discut despre un articol pe care l-am citit recent, astăzi. A fost publicat pe 23 aprilie 2020, săptămâna trecută, într-un jurnal de medicină foarte bine cotat din America, New England Journal of Medicine.
Am să pun un link mai jos în descrierea videoclipului dacă vreți să citiți acest articol în engleză, dar sunt niște informații destul de clare acolo. Este un articol publicat pe baza datelor de pe 7 ianuarie 2020. Până atunci avem date. Este despre ceva ce se cheamă EVALI. EVALI vine de la E-Cigarette and Vaping Associated Lung Injury. Este un termen din engleză, dar ce înseamnă, practic, dacă scurtăm acest lucru, este despre injuria, lezarea plămânilor de fumatul de țigări electronice. Și există, s-au întâlnit niște cazuri de leziuni pulmonare acute, care apar brusc, diverse deteriorări ale funcției pulmonare acute, care se pot solda cu spitalizare și deces, în contextul persoanelor care fumează țigări electronice, vapează diverse substanțe. Este o mică epidemie. Este plin de publicitate pentru țigări electronice, magazine de vapat. Este prezentată ca fiind o alternativă sănătoasă la țigările normale. Eu nu cred, nu sunt de acord. Și acest articol chiar mă convinge de acest lucru și sper să vă atragă și dumneavoastră atenția. De ce? Pentru că pe datele din America, până la 7 ianuarie 2020, se pare că au identificat 2558 de persoane care au fost spitalizate cu această leziune acută a plămânilor. Adică e ceva grav asta. Ceva grav care se instalează rapid. 2558 de persoane spitalizate. Vârsta medie la persoanele spitalizate, 24 de ani. Deci astea nu sunt probleme care apar după ce am fumat 30 de ani. Sunt probleme care pot să apară brusc. În plus, aceste persoane au înregistrat 60 de decese de la această boală. Această leziune acută a plămânilor în contextul consumului de țigări electronice sau vapat. Este foarte important. Pentru că, atenție, aceste țigări electronice sunt puse pe piață, comercializate, sub pretextul că sunt sănătoase. Că sunt o variantă bună la țigara normală. Și de fapt ce se întâmplă, din ce am văzut și la prieteni de-ai mei care au încercat aceste lucruri, mulți oameni ajung să fumeze și țigara electronică și țigara normală. Și un dublu pericol. Pentru că se pare că aceste țigări electronice nu-i neapărat nicotina care e toxică, dar acele soluții pot uneori să creeze niște răspunsuri exagerate, inflamatorii în plămâni, care duc la probleme foarte grave. Nu e ceva care se întâmplă la toată lumea, bineînțeles, dar există un risc. Și pe măsură ce aceste produse devin din ce în ce mai comune în lume și tot mai mulți oameni le aleg, vom avea tot mai multe spitalizări și probleme. Deci, țigara electronică, țigara normală, probabil niciuna dintre ele nu e bună pentru sănătate. Asta ar fi concluzia. Încă nu știm exact care sunt traiectoriile, datele încotro va merge, câte probleme vor apărea. Dar gândiți-vă că aceste produse au apărut în ultimii 15 ani. Nu avem date pe termen lung. Ce se va întâmpla cu persoanele care fumează electronic acum, peste 30 de ani? Asta nu știm și de asta am vrut să vă menționez aceste lucruri. Să aveți grijă dacă fumați țigări electronice, că e posibil și astea să vă facă rău. În partea a treia, discutăm dacă este sau nu este de la plămâni. Este o întrebare frecventă pe care o primesc pe acest canal și plămânii sunt un organ fascinant. Deci, simptomele respiratorii pot să ascundă atât de multe boli încât devine foarte, foarte complex. Și da, multe probleme pot fi legate de plămâni, dar există și alte lucruri care le pot explica. Să le luăm un pic pe rând. Dacă avem lipsă de aer, ce ar putea să fie? Poate să fie lucrurile ce țin de plămâni. Da, dar pot să fie și alte probleme. Care ar fi acestea? Poate să fie legat de inimă. Insuficiența cardiacă este foarte frecventă, în special de la o vârstă încolo. Foarte multă lume suferă de insuficiență cardiacă și lipsa de aer poate să fie de acolo. Că trebuie proaspăt o optimizare un pic a tratamentului pentru inimă. Poate să fie tot felul de probleme circulatorii. Din nou, persoana ideală pe care trebuie să o vedeți nu e pneumologul, ci poate un medic de medicină internă. Apoi, poate să fie ceva ce se cheamă decondiționare. Decondiționare este un termen destul de... nu-mi place, să spun așa. Dar ceea ce înseamnă este că mușchii respiratori se adaptează la o stare mai sedentară. Adică dacă facem din ce în ce mai puțină mișcare, la un moment dat, mușchii noștri respiratori se slăbesc.
Și este natural, ca orice mușchi care nu e exersat, slăbește. Și apoi când începem să facem efort, nu mai putem să respirăm cum respiram odată. Este o reacție de adaptare a corpului foarte frecventă, nu prea discutăm despre asta. Poate să fie ceva ce ține de căile respiratorii când avem lipsă de aer. Poate să fie de căile respiratorii superioare uneori. Nu putem să tragem bine aer pe nas și simțim o senzație că nu putem să tragem aer. Poate să fie legat de corzile vocale. Poate să fie legat de trahee. Sunt multe lucruri care nu țin neapărat de plămâni. Deci de asta este important să vedeți un medic când aveți aceste simptome, dacă vă îngrijorează, nu doar să căutați răspunsul pe internet, pentru că e posibil să nu găsiți un răspuns corect din cauza complexității acestor boli care pot fi în spatele unor simptome. Tusea. Am un video pe acest canal, l-am făcut acum vreo 2 ani la cabinet, pe un telefon mobil. Proastă calitatea acestui video, dar este foarte căutat acest subiect. Și în acel video menționez aceste lucruri, că există cele mai frecvente cauze de tuse care nu trece, nu țin de plămâni. Refluxul de acid de la stomac, rinita cronică, secreții care curg în spatele nasului, anumite medicamente pentru tensiune. Aceste lucruri sunt foarte frecvente și pot da o tuse care nu trece, nu-i de la plămâni. Durerea în piept. Plămânii în sine nu dor. Este foarte important să vă spun asta. Plămânii în sine nu au terminații nervoase care să provoacă ce durere. Durerea, dacă vine, vine ori de la pleura, care este foița care înconjoară plămânii, ori din peretele cutiei toracice, deci coaste, mușchi, articulații, etc., sau de la inimă sau alte organe din piept. Dar plămânii în sine nu dor. Deci poate să fie frecvent la persoanele mai tinere sau chiar și mai în vârstă probleme cu coloana. Durerea în piept poate să fie legată de coloană, în special dacă stăm la birou toată ziua și stăm așa. Eu vă spun că am stat și eu mult la birou așa și mă doare spatele. Cu timpul trebuie să avem grijă de postura pe care o avem, să avem o postură corectă, nu poziții vicioase, să nu stăm așa, așa, pentru că s-ar putea să ajungem cu dureri de spate și ne gândim că poate-s de la plămâni. Poate să fie de la inimă. Foarte important, durerea în piept. În primul rând, când avem o durere în piept, în special puternică, care ne ține ca o gheară, trebuie să avem grijă să excludem probleme cardiace, pentru că acestea sunt periculoase în timp relativ scurt. Deci dacă aveți o durere în piept, în special în față, care eventual se duce pe brațul stâng, strânge tare, e bine să excludeți o problemă cu inima. Foarte important. Poate să fie de la organe care sunt din abdomen. Deci poate să fie de la ficat, de la rinichi. Aceste organe sunt mai sus decât credeți. Multă lume se gândește că ficatul și rinichii sunt mult mai jos în abdomen, dar de fapt ele sunt foarte sus și sunt de fapt cumva în spatele coastelor noastre. Ficatul e aici, rinichii sunt undeva cam în dreptul ăsta. Deci și aceste lucruri pot să dea dureri, care putem să le gândim că sunt de la plămâni sau din piept. Deci foarte, foarte complex acest subiect. Și asta am vrut să vă spun. Dacă aveți dubii de unde e o durere, cel mai bine e să mergeți la un medic. Pe internet probabil nu veți găsi răspunsul corect, pentru că cineva nu vă știe care vă răspunde la un comentariu, nu vă știe istoricul medical, nu știe ce pastile luați, nu știe unde e durerea, nu poate să vă consulte. Deci mergeți la un medic pentru o consultație și începeți de acolo. Ăsta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, nu uitați să lăsați un comentariu și spuneți-mi dacă aveți și alte întrebări, pentru că voi încerca să le includ în aceste videouri. Numai bine, sănătate!